Partidul Pro-România are un nou coordonator politic. În urma votului acordat în ședința Biroului Executiv Național, conducerea filialei mehedințene va fi asigurată de Ciprian Mocanu. Acesta a declarat că așteaptă propunerile colegilor de partid pentru reorganizarea formațiunii politice. Pro-România Mehedinți are un nou coordonator politic. Este vorba despre Ciprian Mocanu, care a fost numit în această funcție de reprezentanții partidului de la nivel central. Partidul Pro-România, la nivelul județului Mehedinți, a închegat o echipă. Am înțeles și din greșelile pe care le-am făcut dorința alegătorilor, dorințele oamenilor, și de aceea Biroul Executiv Național al Pro-România a decis o consolidare a echipei existente și totodată o reorganizare a partidului pentru a fi în sprijinul cetățenilor. Ciprian Mocanu spune că intenționează să reorganizeze filiala din Mehedinți a partidului, astfel încât formațiunea politică să câștige încrederea oamenilor. Așa cum am spus și în campania de la locale, Partidul Pro-România este un partid care se adresează oamenilor și dorința mea și a noastră, a colegilor mei din județul Mehedinți și din toată țara este aceea de a face o politică a oamenilor. Putem spune că prima prioritate a noastră este de a face o politică în sprijinul cetățenilor și dorința mea imediată este ca toți consilierii locali și consilierii județeni care se află sub sigla Partidului Pro-România să vină în consiliile locale și în Consiliul Județean cu amendamente, cu proiecte. În urma alegerilor locale, Pro-România Mehedinți are 2 primari, 3 viceprimari, 2 consilieri județeni, 8 consilieri municipali, 2 consilieri orășenești și 37 de consilieri comunali.